Prima stațiune exotică din România în care turiștii se vor caza în căsuțe suspendate deasupra Dunării, în Banat, își deschide porțile în curând. Se estimează că în aproximativ o lună locuințele rustice vor putea fi închiriate. Turiștii care se cazează în satul lacustru unic în România vor putea să-și bea cafeaua dimineață sau să ia masa chiar pe terasa căsuței deasupra Dunării. O noapte deasupra apei într-o astfel de căsuță va costa aproximativ 200 de lei. Ineditul sat plutitor a fost realizat în localitatea Berzasca din județul Caraș-Severin, într-o zonă cu un peisaj de vis. Astfel, turiștii care se cazează în locuințele cu totul speciale vor fi treziți dimineața de zgomotul păsărilor care zboară deasupra Dunării. Mai mult, casele sunt construite pe pilon deasupra Dunării, la aproximativ 20-30 metri de mal și au vedere și spre pădurea de un verde superb din Serbia. Vor exista piscine, restaurante, alei de promenadă, o pistă pentru biciclete, un punct de belvedere și un port turistic. Valoarea proiectului intitulat Dreptul la Dunăre se ridică la 1800 de lei. În oglindă cu acest complex aproape finalizat, va mai fi încă unul identic, iar în mijloc un restaurant. Satul lacustru de la Berzasca va fi unic, la fel ca și locul unde va fi amplasat, clisura Dunării fiind cel mai spectaculos defileu al fluviului.